Moscova în alertă la nici două săptămâni de la revolta lui Prigojin. Mai multe explozii au fost auzite în capitală, iar zborurile de pe unul dintre aeroporturi au fost oprite pentru câteva ore. Autoritățile susțin că a fost vorba despre un atac terorist cu drone pus la cale de ucraineni și, de altfel, a fost neutralizat de apărarea antiaeriană, iar una dintre drone ar fi fost zborâtă la nici 30 de kilometri de Kremlin. În continuare despre acest subiect, invitatul meu, Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc. Cât de mult să fie o legătură între ce relatam puțin mai devreme apropo de dronele care ar fi fost doborâte, dar și vizita lui Prigojin acum câteva zile de acolo, din Moscova? Cred că lucrurile stau diferit. Atacul de astăzi foarte probabil este executat de ucrainieni, chiar dacă nu recunosc. Știm că acel atac care a avut loc asupra Kremlinului, serviciile secrete americane ne-au spus că a fost ucrainean. Kievul preferă să nege și cred că vor ataca în continuare Moscova pentru că efectul psihologic este foarte mare. Adică în vreme de război putem să spunem că ataca pe cel care este cel mai mare dușman poate fi și un semnal dat către cei care sunt loviți. Mă refer aici la Ucraina. Ucrainenii lovesc Moscova pentru că sunt interesați, îl sperie pe Putin, spus pe scurt, în sensul în care puterea politică de la Kremlin va reacționa disproporționat. Simbolic este atacată capitala, se alocă resurse de apărare antiaeriană, de război electronic, care ar fi mult mai folositoare pe front. Dar pentru a salva aparențele, Moscova este obligată să aloce sisteme de apărare antiaeriană și de război electronic cât mai multe în jurul radiolocatoare și mai departe, în jurul Moscovei. Iar cred că acesta este obiectivul. Este interesant că, în general, ucrainienii urmăresc obiective militare. Ei chiar folosesc disproporționata intervenția politicului în decizia militară de la Kremlin. Adică un Putin supărat va cere militarilor să transfere cât mai multe sisteme la Moscova. Nu uităm și de faptul că populația va fi afectată. Este greu să mai vorbești de o operațiune specială depărtată. Bineînțeles că asta se cumulează cu scăderea de prestigiu de care Putin suferă acum după încercarea de lovitură de stat sau rebeliune militară a lui Prigojin. Și pentru că ați menționat de Prigojin, chiar aș vrea să ne întoarcem, domnule Mateiu, la întâlnirea sau faptul că se pare că ar fi fost la Moscova la sfârșitul săptămânii trecute pentru întâlniri discrete cu oficial de rang înalt. După, ne reamintim puțin, după toate amenințările lui Putin la adresa lui, Prigojin a primit înapoi și 10 miliarde de ruble confiscate de serviciile secrete din sediul Wagner de la Sankt Petersburg. Și acum, informații tot din presa rusă, citată de media europeană, Prigojin și-a trimis șoferul la Sankt Petersburg după bani și mai multe lingouri de aur. De altfel, șeful Wagner ar fi revenit în public cu un mesaj audio care infirmă teoria potrivit căreia ar fi în exil în Belarus. Ce să credem, domnule Mateiu? Pentru că în continuare sunt foarte multe lucruri pe care încercăm să le descifrăm sau să le decriptăm, să le punem cap la cap apropo de acea tentativă de lovitură de stat care a avut loc acum două săptămâni. Cred că totul trebuie privit prin prisma acordului care a avut loc. Deci în acel moment aveam o rebeliune armată a lui Prigojin. Kremlinul a reacționat disproporționat de lent. Nu a găsit un răspuns militar, oricum reușea să-l blocheze până la urmă, dar n-a reușit să oprească această demonstrație de forță și astfel a negociat Putin cu Prigojin, mediat de Lukashenko. Prigojin și-a câștigat acea amnistiere, este posibil să-și trimită și șoferul la șoferii sunt importanți în toate sistemele dictatoriale. Să-l trimite la Sankt Petersburg, tocmai unde FSB-ul ne prezenta în urmă cu cât o săptămână, acele ligori de aur și zeci de pașapoarte cu numele lui Prigojin sau alte nume și alte, dar cu poza lui Prigojin. Și cred că da, își vor respecta fiecare parte a lui. Cred că Prigojin este în Belarus, cel puțin în faza actuală
Putin încearcă să salveze aparențele, să-și consolideze puterea, îi va pedepsi exemplar pe cei din armată, prietenii lui Prigojin, care îl așteptau, să zic așa, la Moscova, cred că Surovikin nu va mai fi printre primii generali ruși, dar, din altă perspectivă, nu cred că este momentul să vedem un Prigojin care va mai fi important în Rusia. Wagner, dacă va fi important, va fi în afara țării, afacerea va continua. În interiorul țării cred că vor fi integrați în forțele armate și vor dispărea. Asta este o mare pierdere pentru Rusia, era o forță de rezervă deosebită. Iar dacă lucrurile se vor așeza, Putin acum e preocupat cu consolidarea puterii, cred că nu îl va ierta. Este o înțelegere timp mafiot și știți cum sunt mafioții. Câtă vreme ai putere, mai respectăm înțelegerea. Când nu mai ai deloc, am să te pedesezi exemplar, adică am să te execut. Și foarte scurt, aș vrea să vedem un mesaj în care promite în curând victorii pe front și mai apoi o încheiere cu dumneavoastră scurte concluzii, domnule Mateiu. Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали, наш марш справедливости был нацелен на борьбу с предателями и мобилизации нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята. Mă întorc la dumneavoastră, domnule Mateiu, foarte scurt. Ce spune Prigojin în mesaj? De fapt, nu precizează nici pe ce front, apropo de în curând victorii pe front, dar nici măcar despre ce victorii, la ce victorii se referă. Cred că și Prigojin joacă aceeași carte ca și Putin. Amândoi ne vorbesc despre victorie și amândoi vorbesc despre trădători. Prigojin a reamintit că drumul marșului spre Moscova avea ca scop schimbarea, înăturarea celor incompetenților și corupților din Ministerul Apărării. Deci, în perspectiva lui, ăia erau trădătorii. Din punct de vedere al lui Putin, mai ales că la cheu l-a sărit gardul, ca să definim exact statutul lui Prigojin, Prigojin și ai lui sunt trădătorii. Cred că în clipa de față Putin duce o luptă odată pentru consolidarea puterii, a doua pentru integrarea militarilor Wagner, dar ca simpli soldați ai armatei ruse, nu ca unități coezive Wagner. Prigojin încearcă să salveze din ce mai are, pe semne că vrea să-i atragă pe mai mulți în Belarus. Înțelegerea cu Lukashenko va ține cel puțin în prima parte, pentru că, să nu uităm, Prigojin, da, împreună cu Putin până acum, vom vedea în continuare, are un imperiu al crimei și diamantelor, întins în întreaga lume. Mulțumesc mult de tot, domnule Mateiu, pentru prezență, pentru analiza dumneavoastră.